Creștini Democrații au depus o cerere la Comisia Electorală Centrală și la Consiliul Coordonator al Audiovizualului, cerând celor două instituții să întreprindă măsuri astfel ca radiodifuzorii din Republica Moldova să înceapă dezbaterile electorale cât mai curând posibil. În articolul 49 a prezentului regulament se prevede că instituțiile publice ale audiovizualului sunt obligate, iar instituțiile private sunt în drept să organizeze dezbateri electorale pe parcursul întregii campanii electorale curente, cu condiții echitabile pentru toți concurenții electorali. De felul cum va fi, de corecțiunea și de obiectivitatea informației pe care o să aibă cetățeanul cu privire la oferta și calitatea viitorului concurent electoral, depinde cum va fi viitorul Parlament. Noi dorim ca viitorul Parlament să fie unul cu adevărat funcțional, nu așa cum este Parlamentul pe care acum președintele țării l-a dizolvat. Întrebat de ce până acum postul Eu TV, despre care se știe cui aparține, nu a organizat dezbateri electorale, Vaculovski a răspuns tradițional. Eu TV are o să aibă, bineînțeles, probabil. Știm pentru că noi avem... Ce a început primul, să dea un exemplu. Păi, apropiați-vă de acest post de televiziune și întrebați. Noi am primit oferta mai multor instituții mass media, stimați prieteni, inclusiv de la Euro TV. Referindu-se la rezultatele la care se așteaptă de la scrutinul de la 29 iulie și perspectiva accederii în viitorul Parlament, Vaculovski a dat de înțeles că este dispus să conlucreze cu comuniștii, perpetuând astfel ideea de opoziție constructivă a liderului PPCD, Iurie Roșca. Eu nu cred că cineva ar fi onorat de calitatea de a fi opoziție destructivă. Scopul nostru este să venim în Parlament, scopul nostru este să exercităm puterea în stat.